Am fost atent la cuvântul rostit mai înainte de domnul Mihai Cărnoveanu, ce este domnul primar, la cântecul acestor copii și, în mod deosebit, se remarc lucrul în care au loc aceste cuvântări. Vedeți, nu sunt mișcări paramilitare, nu sunt strigăte de luptă, ci, de fapt, este o întâlnire de pomenire a strămoșilor noștri eroi și o regăsire între o altă în Duhul, da? De continuitate istorică a celor care ne-au lăsat un mesaj, să fim uniți, prin sentimentul patriei și al credinței. M-am bucurat mult de cine ce-am auzit înainte și vreau să subliniez câteva aspecte. De ce noi sărbăm și ceea ce celebrăm și sărbătorim și pomenim în chef deosebit eroi de la Valeuzna? Ce lupte au fost duse aici? În deoseb, știm ce înseamnă primul război mondial, intrarea României în război atunci. Apărarea trecătorilor Uz și Ghimeș au jucat un rol determinant în victoria ulterioară a războiului. Atât de important era apărarea acestor trecători Uz și Ghimeș, să cunoască toată lumea, chiar istoricii sunt chemați să reconsidere importanța luptelor de la Uz și Ghimeș, de bătăliile Roșnești, Boiasa, Agăș, Sulsa, trasele paralele. A început, au avut pierdere în locul acesta. Dar au depus atâta eroism că și-au dat seama că de oprirea în loc a fost divizia 7 infanterie, care a dat un eroism grozav. S-a ținut în loc de divizia 39 Imperiul Austro-Ungar, care atât de interesant și îndrăgit a fost, cum ne s-o presie, că dacă trecătorii aceștia Uz și Ghimeș erau dobărâte, armatele intrau în spatele Muntenie și era imposibilă lupta de la Mărășești, Mărăști și Căitus. Toți știu că acele bătrâni la Mărăști, Mărăști și Căitus au putut fi duse datorită opririi frontului la Uz și Ghimeș. Eroismul acestor soldați este considerat, este determinant în privința la Mărăști, Mărăști și Căitus. Ei au ținut frontul, trecătorii aceștia au fost strategia, cheia de rezistență și de intrare a armatelor străine spre Muntenia. Iată de ce cinstim eroismul lor, iar fără Mărășești, Mărăști, Căitus, vorbim de ceaba, nu mai puteam vorbi de 1918, de statul român, nu mai exista. Deci iată ce înseamnă să ai acești vitești, de ce cinstim eroi și importanța lor. Nu când au murit oamenii, atunci sunt documente istorice, s-a ridicat în cinstea, mai ales sunt în octombrie și ianuarie 1917, octombrie 1916, în cinstea acestora, s-a ridicat la Sălătruc o biserică în memoria erorilor căzuți în aceste lupte pentru apărarea trecătorilor Uz și Ghimeș. Și mai ales că o biserică, deci biserica aceasta, și un loc de înhumare pentru ei. Sunt mărturii, avem dovezi în sensul acesta. Bineînțeles că istoria a venit, cum a fost desfințat în perioada interbelică, că mutați în alte locuri la Comănești. Dar nu înseamnă că putem desfința de lor istorie. Pentru noi, deci cum mă întreb acum, că putem cânta limbe, pentru că mândrile strămoșii noștri, întinderii noștri, strămoșii noștri înaintași, au dat o bătălie ca să nu o țară liberă, unită, reală, vie. Noi nu le putem purta memoria acestora astăzi. Să nu o datorim de conștiință și să înțelegem din ce în ce mai bine rolul eroismului lor în apărarea acestor trecători pentru a asigura ce? Purtarea bătăliei la Mărășești, Mărășești, Căitus, în condițiile care iată de trupele au fost, au strugat o pe loc. Au semnat o victorie grozavă și o pindică în calea înaintării trupelor într-o strugar spre Muntenia, care a fost catastrofală pentru noi. Nu puteam vorbi de unire. Nu mai puteam vorbi de statul român. Deci de asta, de aceea noi avem o datorie de prim ordin, ca să ne cinstim, da? Memoria, să facem pomenirea acestor eroi care au înțeles și atunci, ca și noi să înțelegem și acum, ce? Vitejealul și dorința aceasta de a avea un stat român, liber și independent și unitar. De asta nu este zis, că părerea acestor trecători este colosală și este foarte importantă, pentru că este suficient cunoscută în momentul acela istoric. De aceea noi avem această bucurie și demnitate a creată putem ce să le aducem cu rugăciune la căpătul, da, morintelor lor. Toate voi le-ați atins de asemenea. Și mă bucur că vă spun astfel de timp din pietre unor tinere, iată, serine, curate la suflet, dar să cânte ce? De această birința noastră, pe care și pe toți invităm la același duc de pace și de unitate. E problemă ființială pentru noi.
Nu spuneam un primar, nu de la Dumnezeu. Păi mai e cazul să gândim altfel? O fi de atât de lași încât stăm un exemplu prost acestor tineri. Ne punem fruntea în jos și să nu mai venim să pomenim eroii că le datorăm atâta și atâta și atâta. Preoții, ce preoți vrednici au fost înainte și au înțeles rolul lor, cum am citit, că i-au dus jertfa cea bună, ne-am potrupit, n-am fost peste nimeni, ne-am spus să dăinuim pe aceste locuri unde s-a simt o continuitate de dăinuire, unde toată istoria vorbește de această jertfă frumoasă. Cum vă explicați? Dacă nu era un suflet român bun și milostiv să conviețuim până astăzi, dar pe seama bunătății noastre sufletești, nu trebuie să copoați nimeni cu obrăznicie până la anularea și ștergerea memoriei erorilor crezuți pentru apărarea sării și a credinței strămoșești. De aceea nicio îndoială că voia Dumnezeu, Dumnezeu primind și într-un duhul acesta de frățietate și de iubire, regăsindu-ne, tot cerul este de partea noastră. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat asemenea înaintași. Mă bucur pentru toți din fața acestor morinte și a tuturor celor prezenți și celor care au vrut să vină și nu au putut să te plicim. Că avem rădăcini frumoase și sfinte și avem o nădejde de viitor că mor la toți ceilalți. Și așa se continuă la Domnul Primar. În Duhul acesta, cuvinte putem găsi cu toți. Dar oamenii aceștia vă văd că sunteți autentici și toți care sunt aici, că nu au putut să vină. Și pomenim pe toți. Avem o mare datorie față înaintași noștri, dar și pentru viitorul care ne stă în față. Cu cânte, cu bucurie și cu rugăciune să pășim mai departe pe cărările vieții, iată să ieșim cu acolo Dumnezeu din viitor și ce viața ne pune în față, pentru că fiecare epocă are încercări ei. Am toată convingerea că nu peste virusul acesta, peste toate potrivnicile, poporul român este chemat la biruință, ori de câte ori își va păstra dreapta credință în Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, atunci cinstea și nădejde și mărire în veci. Amin.